Un material pe care Mădălin l-a filmat astăzi pentru emisiune. Un material care spune o poveste despre adevăratul Mădălin. Adevăratul Mădălin despre care și astăzi am discutat. Hai să-l urmărim. Bună ziua! Mă numesc Ivan Mădălin, am 19 ani, locuiesc în Valea Călugărească, în județul Prahova, sunt elev al Liceului Economic Virgil Magiaru Ploiești. În urma analizelor de azi, imunitatea mea este foarte scăzută și am vrut să eliminăm orice risc. Și din această cauză am decis cu John să îmi trimită un set de întrebări la care eu voi răspunde pentru a prezenta acest caz. Sunt un tânăr în vârstă de 19 ani. Pasiunile mele sunt fotbalul, sportul în general, mi-a plăcut întotdeauna. Îmi place să fac poze, îmi place să văd peisaje din natură, să călătoresc. Viața normală oricărui tiner. Viața mea înainte de boală, prima oară când a debutat în 2010, era perfect normală ca unui tânăr de 14 ani care tocmai terminase școala generală, dar din păcate în vara anului 2010 am fost diagnosticat cu leucemia acută limfoblastică exact înainte de începerea vacanței de vară și am început un tratament cu citostatice la Spitalul Marie Curie din București. După 3 ani boala s-a dus. După aceea a fost o perioadă în care m-am simțit bine de un an și un pic. Până în data de 16 decembrie 2014, până am revenit la control și mi s-a dat din nou aceeași veste cumplită. Prima oară am descoperit apariția bolii în urma unor semne. Începuse să apară purpura pe picioare, vânătăi inexplicabile, fără să mă lovesc, fără să mă ating, noduli, o sângerare nazală care nu se mai oprea. Am încercat să mergem la spital la Ploiești. Acolo a încercat să mi se cauterizeze vasul de sânge care era spart, dar pentru că eram răcit nu s-a putut. Mi s-a aplicat un tamponament pe nas. După 3 zile am revenit la control. Sângerarea tot nu se oprise și am luat decizia să mergem pe cont propriu să facem niște analize. Am fost la un cabinet particular, de acolo mi s-a spus că ceva ar fi în neregulă. Am mers imediat la Spitalul Județean, s-au repetat toate analizele și de acolo ne-au pus imediat în legătură cu Spitalul din București, cu Spitalul Marie Curie, pentru că ceva era în neregulă și nu era de stat. Acolo am fost internat în prima fază un an și 2 luni, din iunie 2010 până în septembrie 2011. După aceea a continuat tratamentul de întreținere acasă, în care mergeam o zi pe săptămână la control. A fost tratament tot cu citostatice, a durat până în februarie 2013, când speram că boala a trecut complet. Dar se pare că viața ne-a mai oferit o surpriză și în decembrie, înainte de sărbători, am primit din nou aceeași veste cumplită că boala a reapărut și trebuie tratată din nou. Dar a apărut acum într-o fază mai agresivă în care este nevoie de transplant medular. M-
Motivația mea pentru... Motivația mea pentru... pentru a lupta cu boala este... pentru că îmi place viața, îmi place să fiu activ, îmi plac activitățile tinerilor, vreau să creez ceva, vreau să ajung cineva și trebuie să luptăm pentru a ne realiza scopurile. Ce părere am despre tinerii din România? Tinerii din România în prezent cred că au un viitor bun, deoarece au toate oportunitățile deschise și pot realiza toate visele care le au în plan, pentru că au tot sprijinul moral și pot realiza absolut ce își doresc. Ce cred despre viață? Ce cred eu despre viață? Viața pentru mine s-a schimbat foarte mult încă din 2010. Pe primul loc am ales să fie sănătatea și după aceea toate se pot realiza. Viața pentru mine constă într-o familie, trebuie fiecare om să-și formeze o familie. Ăsta este scopul în viață și scopul meu în viață. Să-mi creez o familie în care să am copiii fericiți. Dar pe primul loc în viață trebuie să fie sănătatea.